dacă aveți și sunteți și stați în turnul de veghere în casa voastră. Dacă stați, zice Duhul Sfânt, și aveți acest turn de veghere. Pentru că vreau să vă întăresc personal. Să stați personal fiecare de vorbă cu mine și să nu mai așteptați, zice Duhul Sfânt, și să nu mai pierdeți timpul. Căci va veni zile în care nu veți putea să vă adunați. De aceea zice Duhul Sfânt că voi îngădui peste cei care n-am putut să-i ridic la nivelul și la starea de sfințenie pe care o doresc, ca să pot, zice Duhul Sfânt, să lucrez la nivelul acesta cu ei, voi îngădui focul de curățire. Iată, zice Duhul Sfânt, vă răspund la aceste întrebări și la acest zbucium. Dar vă spun lucrul acesta, că peste mulți voi îngădui un foc de purificare. Nu ca să-i distrug, nu ca să cadă din credință, ci ca să-i curățesc. De aceea, zice Duhul Sfânt, vor fi două categorii. Unii care vor fi în turnul de veghere nu vor trece prin acest foc. Și alții vor trece. În scopul ca să pot să-i pregătesc, zice Duhul Sfânt, să poată să înțeleagă și să-i aduc la starea după voia mea. De aceea, zice Duhul Sfânt, judecați-vă singuri. Cum mă slujiți? Cum mă slujiți? Cât timp acordați, zice Duhul Sfânt, ca să îmi acordați, ca să pot sta de vorbă cu voi, să vă pot învăța, să vă pot întări, să vă pot explica și să vă pot încuraja, zice Duhul Sfânt. Că atunci când vine timpul focului, voi să fiți găsiți acolo. Cine nu va fi găsit în turnul de veghe, zice Duhul Sfânt, și va fi găsit jos, va trece prin foc. De aceea, zice Duhul Sfânt, vă vorbesc ca să luați o hotărâre grabnică. Să nu amânați, zice Duhul Sfânt. Astăzi vă vorbesc. Căci iată, va veni timpul când nu veți putea să vă adunați doi cu doi. Dar cu mine veți putea să fiți împreună tot timpul. Eu voi fi cu voi și eu voi fi, zice Duhul Sfânt, învățătorul vostru. Voi fi cel care vă voi da și vă voi înștiința și vă voi încuraja, zice Duhul Sfânt, să nu vă temeți. Să nu vă temeți. La starea aceasta vreau să vă duc. Cel ce este, zice Duhul Sfânt, sincer, va lua o hotărâre. Iar cel ce va fi nepăsător și se va baza doar pe altcineva și nu pe mine, zice Duhul Sfânt, va avea de suferit. De aceea se va face o triere foarte mare. Dar pentru cel care mă iubește, care e în mine și eu sunt în el, nu va fi greu, zice Duhul. Căci eu sunt sprijinul, ajutorul, așa cum am fost și până acum, dar acum vă caut în turnul de veghere, zice Duhul Sfânt. Amin. No.